Hai că vin băieții. Fugim? Da, nu. Asta cu planul. Ia uite. Dom'le, din răutate face chestiile astea. Nu vede că filmăm un interviu? E ziua unui om. Deci chiar așa. Mai rămâne să dea drumul și la muzică. Vodafone prezintă Act de siguranță. Uite, norea cu foști. Este pilot. Azi împlinește 88 de ani. Pilotează de la 17 ani. E acolo în spate și după ce se întoarce, stăm de vorbă. El este următorul meu invitat la Act de siguranță. Se numește Nicolae Mihăiță sau Mihăiță Nicolae, dar îi se spune mami. Văd că s-a înălțat bine, sper să țină cumulusul ăla. E nasol de ziua ta, să n-ai tort și un cumulus care arată oricum ca o prăjitură cu frișcă. Sunteți născut în 1935, zburați de la 17 ani. Da. Ați obținut primul titlu interregional în 1956, primul titlu național în 1961. Aveți două recorduri naționale încă nedoborât. Care e șmecheria cu zborul ăsta, cu planorul? Că nu se întâmplă nimic. N-aveți casetofon, n-aveți... Ce auziți acolo? Nu se aude nimic, nu? Nu, dar nu se știe că ai aterizat acolo, ai plecat de la Iași până acolo și ai barograf, ai de toate. Ai aparate? Ai aparatură care te înregistrează. Adică mai vorbesc aia cu tine? Prin stație? Nu-i nevoie să vorbească. Nu? Înregistră automat drumul ăla. Adică nici nu vrei să vorbești cu ei? Nu, nu trebuie să vorbești cu ei. Păi și ce faceți? Cum? Stați așa, în liniște? În liniște, dar să-ți meargă mintea liniște. Adică muncești un pic în timpul ăsta? Sau? Vai, să muncește. Stai ca beferul. Să muncește și să calculează vântul, deriva, unde să... e cel mai avantajos, care cumulus e cel mai fiabil. Dar trebuie să vedeți ce culoare are pământul, am înțeles. Adică e destul de complicat ce faceți. Da, e complicat. Unde e pădure sau unde e arătură neagră? E mai multă căldură. Mai multă căldură. Încălzește mai repede o arătură decât o pădure. Da. Și faci tactica. Și de la pământul arat, aerul cald. Aerul cald. Te ajută să te ridici. Te ajută. Ăla pleacă pe verticală. Așa. Și mărește viteza pe verticală. Și în interiorul lui urci până la 2000 de metri. Trebuie să cauți caze. Am înțeles că a fost o zi proastă, a fost o zi mizerabilă. Uitați-vă în ce hal arată afară. Mizerabilă. Deci, urâtă, o zi oribilă. Da, și a fost și plafonul mic și... Da, e ca la bloc, te simți ca la bloc așa, nu poți să te înalți. Nu poți să te înalți, mai mult. Păi, dar noi am avut plafoane aici de 2300, 2700 am avut plafoane aici. Și nu mai sunt. S-a terminat. Nu prea mai sunt. Erau pe timpuri. Da? Da. Păi s-au terminat, s-au dus plafoanele din cauza poluării, am înțeles. Din cauza poluării. Serios? Da. Nu mai e o legendă asta. Da, nu e o legendă, sigur că. Deci planoriștii au fost decimați, practic, acum. Da, bineînțeles. De la cauciucurile arse, de la noxe. Da, noxe, de la tot. Poate sunt și prea multe păduri, că știți că ăștia corporatiștii ies să împădurească și împăduresc abuziv din răutate, plantează copaci. Trebuie pădurea.
Da? Pădurea trebuie, ca să facă diferența de temperatură. A. Să a, și dacă e și aer rece, da? Da. E contrast, bun și se înalță. Da, da, da. Nu. Pădurea e un aer mai rece. Aerul care coboară în jos. Da. Așa. Și alături, unde e arătura, urcă în sus. Da. Aerul. Și tu cauți numai aerul care urcă în sus. Ascendentul. Aerul ascendent. Ca berzele. Exact ca berzele. Să știți că berzele, când călătoresc din Africa până aici, ele, dacă n-au condiție termică, el nu poate să vină. Și fac aceeași șmecherie pe care o fac care la noarele? Care o fac la noarele. Deci te înalți, că asta am înțeles că da, faci. Aceeași șmecherie. Te înalți și după aia îți dai drumul. Îți dai drumul la vale, care, de exemplu, are finețe, varza are 17 finețe. Deci zburați numai la vale. Da, numai la vale. De asta n-ați mai zburat de la Măgurele la Iași, că era la deal. Da, mai, da. Mai, te duce drumul. Te duce finețea planorului. A, bun. Da. Și atunci, la concursurile astea, vă înălțați și după aia lăsați planorul să meargă, după care prindeți iarăși o termică, iar da, vă înălțați. Iar te înalți. Și, păi și dacă nu vrei să dai banii pătren, în cât timp ajungi la Craiova? Că toți avem treabă la Craiova. Da, da. Mai e o sabie, mai e, da. Dacă faci o medie de 80 la oră, vedeți dumneavoastră că... Suntem aici la una din puținele treceri de pietoni de uriași care s-au păstrat. Aici erau celebri uriași din Clinceni. I-ați fost elev? Da. Toți colegii mei de pe Clinceni cred că au trecut prin mâna lui. E un profesor bun? E printre cel mai bun din țară în momentul ăsta. De multe ori nu trebuie să vorbească cu tine ca să înțelegi ce dorește, ce trebuie să faci. Păi cum transmite? Curentează? Lovește cu palma, că am văzut că stă în spate. Dacă uriașii au lăsat fire de wireless îngropate pe un teren pe aici, cred că așa, nu-mi explic. Are un talent de instructor pe care cred că noi nu l-am descoperit încă și va dura. El are niște recorduri care n-au fost încă egalate. Sunt, nu știu în cât timp vor fi egalate. Eu sper să egalez unul măcar, să pot să-i scot ochii la un șpriț. De, el zice că mai participă la competiții ca să păstreze nivelul sus. Adică nu pentru că are el nevoie de competiție, ci pentru că vrea să-i încurajeze pe alții să se dezvolte și să-și depășească limitele. Da. Nu e enervant un pic? Nu, cam așa, apar campioni ăștia naționali, e tehnica aia numită scoci la noi. Așa, adică? Vezi că vine mami la campionat, stai și tu scoci pe el. A. Și dacă mami o să iasă locul 1, ești tu locul 2 măcar. Cât de cât, impecabil. De copil vă uitați la avioane. Da. La nemți. M-au fascinat avioanele, zborul lor. Mama a încercat să vă facă totuși croitor. Da. 3 zile a durat, nu? Da. Și n-a stat decât 3 zile. Și... și cum? Ce vârstă aveați când v-a dus acolo? Păi aveam... terminasem școala... elevent 7 clase. Eram bun. Mic și mama vrea să mă facă croitor. Și v-a pus degetar sau cum a fost? Degetar și să înțep cu acul. Și eu nu știam cum să scap de ele. Da, gândul meu era la avioane. Nu. Așa, și ați ajuns până la urmă să faceți o școală. Ați făcut o școală de aviație? Da, și am făcut, terminat și liceu și am făcut și o școală de aviație și bun. Așa și... Și ați ajuns instructor aici? Instructor. După Revoluție ați ieșit la pensie? Nu n-am ajuns instructor prima. A. Am fost în lotul național. De planorism? De planorism. Deci ați fost campion. Campion și făceam zbor de performanță. După... Adică vă plăcea să fugiți de acasă? Da, să mă duc să mă uit la avioane. Oamenii care zboară, piloții au o faimă de, nu zic de afemeiați, dar oameni care mult suflet, cu o inimă mare. O inimă mare, am iubit femeile, domnule. Da. Da, am iubit. Puține am avut, să știi, dar le-am iubit pe de toate. De când că dacă tot timpul da, ești... Dacă eram pe sus mereu... În drum spre Craiova? Da. Când să găsești un pic de timp? Le-am iubit pe toate, din tot sufletul. Și înțeleg că tot așa s-a întâmplat și cu fosta dumneavoastră soție. Da. E, tot ați plimbat-o de la Iași? De Iași am adus-o aici, da? Cu avionul. Cu planorul? Cu planorul. Cu planorul sau cu avionul? Nu,
Eu în planor și ea în avion. A. În remorcați. A, da? De la Iași până aici, remorcat de avion. Și cum planor. Erați? Pe avarii, cu planorul? Cum, știți cum merg ăștia acum? Nu. Pe platformă? Nu. Nu. Este transportul foarte ușor, remorcaș, da? De avion. Avionul merge cu 130 la oră în spatele lui, țaca, 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 până ajungi și aici. Da. Declanșezi și gata, ai ajuns. Dar nu v-a fost frică, în afară de un singur incident, n-ați sărit cu parașuta din planor? Nu, nu. Deci doar asta cu trotineta, scuterul, deci asta, viața la sol e o catastrofă pentru dumneavoastră. Bineînțeles. O nenorocire. Da. Și totuși, acum, adică, v-am ales pentru că sunteți un exemplu de tenacitate, de vivacitate, da, și de spirit păstrat, nu știu, conservat, tânăr. Aveți o obsesie să vă păstrați tinerețea. Da, bineînțeles. Vă ajută aerul ăsta, e mai curat sus acolo? Sau? Iarba asta dă oxigen și dacă stai o viață pe lângă, uite pe iarba asta aici. Asta mai mult pe iarbă, nu? Dă oxigen, da. Da? M-am la start aici, a stat o viață. O poveste ca un act de siguranță. Zborul e ca un drog pentru dumneavoastră. Da, bineînțeles, așa e. Am văzut și niște avioane foarte interesante aici, am înțeles că se folosesc mult și în Columbia, dar cu planorul e un alt tip de sentiment, pentru că e foarte multă liniște. E foarte multă liniște. N-aveți manele, nu ascultați muzică. Nu. N-aveți de mâncare. Da. Pipi puteți să faceți? Au fost niște planoare poloneze. Așa? Care avea pisoar. Da? Da, și te ridicai, te duceai în spate? Nu. Avea o bășică jos acolo, da? Specială, o trăgeai de sub scaun așa. Dar cum e? Te mufezi? Te mufezi? Da, o mufezi. Da, în timpul zborului? În timpul zborului. A, când te urci? Da. Dar să știți, ca să vă spun eu cum e cu pisoar în planor. Păi dacă a spus a zburat 4 ore, adică mi-a închipuit că niciodată, sunt probleme. Niciodată nu m-a trecut pipi în planor. Niciodată, afară de o singură dată. Am zburat... Vreți să vorbim despre asta? Da. În Polonia am zburat 12 ore în continuu. Am decolat la 8 și am aterizat la 8 seara. Wow. Așa. Și a trebuit. E Polonia, e teritoriul străin. Da. Ce pune aia în apă, nici nu știi. Așa. Și acolo am folosit, că am zburat pe planoare poloneze. Altceva. Și la ei sunt dotat, toate planoarele, da? Sunt. Au tot ce trebuie. Da? Acolo, da. Zbori liniștit. Da. Dar asta e singura problemă care se rezolvă, nu? Da. Vă e sete? Nu. Acum putem, adică aici ne descurcăm la sol, la e simplu. Nu ne e frică să ne hidratăm. Da, domnule, că acum, da, nici nu știi când trec atâtea ceasuri de zbor. Nici nu îți dai seama. Dar te hipnotizează? Da, te hipnotizează zborul. Când a trecut 12 ore? Dar cu ce se compara? Hai să vedem. Acum, totuși, petreceți timp și la sol. Ascultați muzică, mâncați ceva bun. Da. Dragostea, adică senzația asta comparabilă cu efectul unui drog. Da, da, da. Pentru că e clar că vă treceți în altă stare. Da. Cu ce ați compara zborul ăsta? Pentru că l-ați descris foarte brutal. Distanța, înălțimea, viteza, te preocupă în așa fel încât nu-ți dai seama când trece timpul. Nu-ți dai seama. Și trece timp, nu așa, și, ore. Păi și vă gândiți la ceva? Adică e o stare ca atunci când ajungi într-un loc foarte frumos și îți place, asculți o muzică foarte frumoasă. Vezi o pictură, o vezi pe Mona Lisa. Nu e cazul la planul. Ce se întâmplă? Preocuparea de calcul și de distanță și de... Dar în crize. Sunt cazuri când intri în crize la planor. Criză de înălțime. Și dacă nu ești atent și nu o iei termica de jos, așa, aterizezi acolo și gata, s-a terminat cu distanța. Trebuie să menții zborul cât mai mult. Cât mai sus să ții zborul. Ați spus, eu nu sunt omul care să disper. Nu. Nu v-a fost frică niciodată? Niciodată.
Și am văzut că locul instructorului este în spate. Da. E mai radeți una elevului? Nu. E, nu. Eu m-am puteți să vă întindeți. Da, am văzut că nu vă puneți întotdeauna centura. Așa ca să vă... Dacă asta e... Îi dă una după ceapă, da, în glumă, câteva aia pe aia. Nu, nu, nu fac eu treaba. Dar puteți să... Am văzut că puteți să deschideți geamul. Bine, nu, nu zic de planurile care a zburat dumneavoastră. Da. Mi-închipui că era o altă tehnologie da, și ei, da. Foarte complicat. Dar mai chiuiți, mai faceți ceva, cum au zburat băieții ăștia mai devreme. Să deschizi geamul ăla. Da. Nu. Mi-a trecut pofta de cheugheală. Sunt preocupat de zbor, nu pot să chiui, domnule. Revenim la statura dumneavoastră. Sunteți un fel de act de siguranță. Din când în când ne place și nouă, pentru că lumea e așa de amestecată și nebună, să găsim un om ca dumneavoastră, la o vârstă înaintată. I-a scos pe toți la pensie de aici, da. Dar dumneavoastră sunteți verde, mergeți pe trotinetă, aveți accidente de trotinetă da. La 80 de ani, da. Este incredibil. Deci aveți un ortoped foarte bun, asta e una, ăsta e secretul tinereții da. Veșnice, așa un ortoped e. de calitate. Și doi, aveți o minte pe care o educați să rămână trează și precisă. Da, bineînțeles că trebuie să judeci pe ea tot timpul. Cum faceți? Asta e foarte interesant. Da. Cum o păstrați? Faceți și vin? Da, dar nu sunt bețiv, să știți. Eu n-am zis. Am văzut că m-ați înroșit de la soare. Da. Adică am sperat să nu fie ce cred eu. Când mănânc mai consistent, scot în piniță un par de vin. Da. Am piniță, că stau la parter și am și piniță. Și în planor vă mai luați ceva nu. De drum? Nu. Nu. Păi da, ce nu vă oprește poliția să vă pună fiul? Da. Da. Noi suntem, ne educăm așa, nu... Noi suntem disciplinați. Așa ceva nu se întâmplă. Pare că zborul pentru dumneavoastră e resursa tinereții. Da. Sunteți o raritate. Da. Adică elevii dumneavoastră au ieșit la pensie. Oho, acum 16 ani. Primii mei elevi. E o rușine. Da. Dar da. N-au învățat nimic? Da, da. Le-ați explicat ceva? Da. Știu că și râdeți și în trafic. Mai râdeți de tot felul de babalâși din ăștia de 65 de ani. Da, abar bineînțeles. N-au să... Deci te terminați la da, 65 de ani. Da. Da, prietena mea de la Constanța să vă da. Spun cât de terminat sunt. Oh, haideți să vorbim serios și despre asta. Da. Suntem bine? Oh, ca lumea. Păi și cum facem? Păi nu știu, că așa dă Dumnezeu. E de la atmosferă? De la atmosferă, de la... Da, da. Faceți ceva? Faceți o vrajă? Faceți yoga? Nu. Jucați yoga pe bani? Nu. Am avut mi-am croit viața mea curată. Am avut o viață curată. Aveți disciplină, faceți disciplina sport. Disciplina vieții, da, sport. Alergați pe scări, păi da, acum 60 de ani, nu mă apucam de treabă, până când nu făceam aerodromul în jogging, până la tot aerodromul dus și întors. Am înțeles că aveți și un caracter tenace, că ați mers la un concurs odată și n-ați aterizat chiar la semn și a stârât planorul, cu dinții am înțeles, că sunteți puternic. Am avut campionat european pe aerodromul ăsta. Așa. Așa. Și toate țările străine. Și au fost 7 probe. Proba 6-a, eram la distanță, în față, pe locul 1. Așa. Proba 7-a. Proba 6-a. Și în proba 7-a am căzut pe locul 4. Pe ce ați făcut? Am aterizat 20 de metri în fața linii. 20 de... În linia de sosire m-am oprit. De ce? 20 de... Uite, păi da, s-a oprit planurul, ce să-i faci? Așa. Și după locul 1 am căzut pe locul 4. Dar ați șmecherit-o din târât planorul până la linie? Nu se poate. Nu, că... Nu. E urât. Urât și erau și arbitri străini acolo. Ați închipui, cum să faci așa ceva? Dar, adică, nu se acceptă. Nu, cum să se accepte așa ceva? Nu există acum. Așa. Dar l-a stârât de nervi. Nu, n-am târât, domnul. Așa spun oamenii ăștia. Da, sunt minte. Cum să-l târăsc? Serios, erați puternic, așa a spus. Da, nu. Cu admirație au zis. Nu. A scos dinții și a tras de asta până nu s-a dus. Cât de cât, impecabil. A spus la un moment dat că le știți, că sunteți și mecanic, v-ați făcut singur un avion. Sunt înțeleg că pornește cu doar două sârme băgate sub bord, așa. Vai de... Nu? E structură, doamne, structură. Deci l-ați făcut cu mâinile dumneavoastră? Da. Din cutie l-ați luat?
tablele era deja perforate, erau prefabricate și eu le-am l-ați asamblat. Asamblat, da. Bun. V-ați vândut mașina pentru asta sau? Nu. Nu. Nu, dar... Doar pentru benzină. Da, am avut bani să nu-mi cumpăr mașini scumpe, să nu-mi cumpăr nimic scump, așa, și să-mi cumpăr avionul pe plăcerea mea, pe avionul meu, să așa. Și eu am avion, alții au mașini, alții doar. Aveți și trotineta? Și trotineta, de când am vândut mașina, am luat trotineta, că v-am spus, da. Aveam trei mașini acolo și n-aveam unde să o țin. Ați zis că sunteți universal de asta, că vă pricepeți da. La toate. La toate. La linie. Da. Dar e ceva la care, nu știu, nu sunteți talentat? Dar nu zic acum de tehnică, de aviație da. sau ceva. Nu știu, știți să fluierați? Nu. Nu știu să... știți, stați că unde da, nu da, am niciun hai, fel să vedem de așa, dar v-ați fi dorit foarte mult să fluierați. Da. Am, de exemplu, sau am ceva. Ureche muzicală. Da. Îmi place muzica. Am numai muzică clasică ascult eu. Da. Așa. Dar nu pot să scot o notă pe gură. E oribil? Da. Nu pot să scot o notă pe gură. Decât îmi place muzica, atât. Da. Adică încercăm un Beethoven. No. Există așa ceva. Afon. Serios? Da. Nu? Ta-na-na-na. Da. Dar îmi place să ascult. Ha. Da. Deci asta v-a fi plăcut să cântați. Sinfonia nouă. Da. Da. Îmi place. Până. Asta ascultă toți ăștia care... Eu ascultam când eram în Brăila copil, da. erau locuri din astea în care se umpleau sifoanele și era, ăștia ascultau, dar îi spuneau Sinfonia a noua. Da. Da. Erau alte vremuri. Da, și alte vremuri. La muzică de operă îmi place compozitorii italieni. Da? Verdi. Da. Așa, altceva. Da. Placido Domingo. Asta e când... Voce. Pavarotti. Pavarotti. Dar sunt grași aia, nu încap în plan. Nu, ei nu par să zboare. Pe asta zic. Zbura Pavarotti cu planorul, credeți? Nu cred că a zburat niciodată. Nu, dar nici nu zbura planorul cu el. Da, bineînțeles, că era depășită. Da. Nici nu încăpea, da. Da, am avut. E imposibil. Asta e să vă spun. A fost un meeting la Giurgiu. Cu avioanele acolo astea. Se țin, din da. Ce știu eu. Așa, cu avioanele ultraușoare acolo. Da. Și ăsta, grasul, nu știu, la comediile alea, unul gras. Așa. Așa, și a venit acolo să zboară și nu l-a zburat nimeni. Avea vreo 140 de kilograme. La oră. Nu. Acolo, n-a vrut nimeni să-l zboară. Eu l-am zburat. Da? L-ați urcat? L-am urcat și l-am zburat. Cu planorul? Cu avionul, traușul, cu avionul. Dar nu ridicați pe ăla cu planorul. Păi se lăsa, se hăisea planorul. Da, da. Vă rupea ăsta planorul, praf îl făcea. Da. Dar a încăput ușor în avion sau? Avionul meu e spațios. Da? A intrat, a alergat avionul până s-a dezlipit cu el. Doamne! Păi cam cât? Tot aerodromul, aproape. Incredibil. Da. Da, eu am simțit că se dezlipește. Eu de la jumatea aerodromului, eu simt că avionul se dezlipește până la sfârșitul terenului, da. Sau nu se dezlipește. Da. Și nu mai insist. La jumatea aerodromului... Păi și opriți, puneți frână? Nu, redu motorul și se oprește. Până, nu am nicio problemă. Da. Dar am, trebuie să simți avionul. Tremure avionul. De gras și ăla. Da, da. Nu, tremură și are tendința să zlipească, știi? Da. Și bagi în continuare motor, că știi că te dezlipești. Ai semn, ai un semn că se dezlipesc. Da. Da, și uite așa a fost cu grasul ăla. Deținut minte. Patrick Cou, dumneavoastră, scrie I'm not lucky, I'm good. Da, nu, mai nu ține de noroc. Personalitate. Da, dar nu ține de noroc ce faceți dumneavoastră. Nu. Adică suntem la 88 de ani, mulți înainte. Nu-i noroc. Dar, nu te ține atât de mult norocul. Asta zic. Că nu, până la etatea asta, da, nu cred că te ține norocul. Știți să citiți cerul. Da.
Înțelegeți ce înseamnă un câmp verde, ce înseamnă un câmp arat, ce înseamnă pădure, curenții de aer. O situație meteo, eu traduc o situație meteo și știu precis dacă pot să... Fără genunchi, fără dureri de oase. Fără durere, din experiență. Da. Păi și acum, de exemplu, cum e vremea? Că a fost o zi oribilă până acum. Da, e un front acolo, de ploicică mică acolo. Da? Da, e un front de ploaie. Și vine? Da. Ne plouă acum? Nu, e local, nu vine. Da, odată am avut o situație, am plecat de la Constanța. Cu avionul? Cu avionul. Cu planorul? Nu, cu avionul. Da, cu avionul meu. Da. Așa, și ca să viu la Clinceni aici, de la Constanța. Dom'le, și după Fetești, o ploaie, dar nu front, o ploaie masivă, până, dar liniștită. O ploaie care m-a ținut, până la București m-a ținut. Și am zburat prin ploaie până la București. Cu avion. Era chituit bine, a intrat în... Nu-i nicio problemă. Ah. Erimetizat și la motor și la așa. Și am luat autostrada între roți. Așa? Și că nu aveam vizibilitate. Farurile de la mașini la tale avea până la București. Ah. Așa. Deci v-ați ținut după mașini? După mașini, pe autostradă. Am încălcat autostrada cu farurile. Vedea mașinile așa. Și la București am avut lumină și am, da, acolo am traversat aici, am aterizat cu bine, nu nicio problemă. Dar nu trebuie să te panichezi la situația asta. Nu. Dar ce faci, ce spui totuși, că e o situație limită? Erați singur? Singur eram. Nu e ușor, nu? Nu. Asta a fost de curând? Nu, acum vreo 5 ani de zile. Aia, era tânăr atunci. Era tânăr, bineînțeles. Da. Aveați 82 de ani. Da. Păi și ce faci? Totuși, nu e simplu nici pentru unul tânăr de 65. Nu, dacă sperți pumpă, dacă gândești și gândești greșit. Dar ce vă spuneți? Care e formula secretă? Trebuie să fii calm. Calm și să judeci. Complicată asta. Și atunci ne păstrăm calmul. Da, bineînțeles. Dar spunem o rugăciune, spunem ceva? Nu, eu nu prea sunt așa cu biserica, nu. Nu știu cum vă să vă spun. E și greu sus. Da, nu. Eu am văzut că popii nu sunt așa. Nu stau bine cu fizica. Popii nu, da. Da, e complicat. Da. Dar de-a lungul carierei dumneavoastră ați avut la rândul dumneavoastră, instructori, care a fost cel mai bun sfat sau chestia pe care ați învățat-o de la... De la instructor. Mamă dragă. Eu am avut instructor care avea poreclu, mamă dragă. Ce se... Vorbea cu mamă dragă. Zic, mamă dragă, fii tu atent aici. Mamă dragă, fii unde? Așa, și ați luat-o... Și de la instructor. S-a transmis la mine. Mamă dragă. Mamă dragă, așa. Avea încredere în tine când se convingea că ești în mână bine, da. Să dea drumul. Zice, eu am făcut țeu de argint. Țeu de argint trebuie să faci o distanță cu țel fix de 50 de kilometri. Da? Și mama dragă mi-a dat drumul și zice, mama dragă, te duci unde vezi tu cu ochii? Ca să fac distanța asta. Da. Și m-am dus... Tocmai dincolo de Băilești. În loc să fac 50, am făcut 250. Dar atunci am intrat în performanță. Care e calitatea dumneavoastră? Aveți niște instincte pe care ori le aveați latent în erau ADN, latente. Așa, ori de mic, le-ați dezvoltat de mic cumva. Am fost cu ochii pe cer, cum zboară păsări. Dar mai stau unii, și bețivii stau tot cu ochii pe cer, dar nu iese nimic din chestia cu asta. Eficient a fost la mine cu ochii pe cer. Pe care e calitatea principală pe care o aveți dumneavoastră față de alții? Pentru că ați spus, unul, doi ajung instructori sau piloți excepționali. Cum se face departajarea asta? Ce se declanșează? Să ai încredere în zbor. Așa. Și
Să fii calm, foarte calm și mintea să judece la calm. Viața n-a fost neapărat blândă cu dumneavoastră. A. Și ați venit să zburați aici, probabil încercând să controlați și alte emoții, nu numai cele legate de zbor, teamă, tot ce aveați aici. Știu că în viața dumneavoastră s-a produs un accident la un moment dat. Da. Băiatul dumneavoastră a căzut. Cu delta planul, da. La Sfântul Gheorghe, acolo, undeva s-a rămas dus. În da. Scaun cu rotile, da. Cât timp s-a prăpădit. S-a prăpădit și am prevăzut că se prăpădește 5 ani înainte. Da. Dar chiar și așa, da. Chiar și așa, dumneavoastră veneați și zburați și sunteți acum la 88 de ani mulți înainte, dar ați dus și partea asta. Da. Da. Zborul vă ajută să vă detașați? Vă ajută să sublimați emoțiile astea și să scăpați de ele, să le lăsați pe pământ? Da, da, uiți de ele, am uitat de ele, uit, pe moment când zbor, uit de tot, uit de tot. Și sunt focusat pe zbor, pe direcția zborului. Păi toate fenomenele meteo sunt focusat și nu mai mă gândesc la nimic. Și când vă întoarceți, aveți mintea curată? Da, da, bineînțeles. Adică știți că vă întoarceți acasă, da. Copilul bolnav, soția nici nu se da. Simte bine. Da. Adică viața acasă nu era una... Da, da. Acolo luam viața de acasă. Intram pe ușă și luam viața de acasă, da. Dar nu mă gândeam. Până când nu intram pe ușă, nu mă gândeam de viața de acasă. Așa că cam acolo e. E un exercițiu bun ăsta. Da. Alții merg la meditație, merg la psiholog. O, nu-mi trebuie. Mă educ singur. La biserică, nu? Și rugăciunea nu poate prea să facă asta. Nu merg eu la biserică. Că... N-a prea mers de mic așa. La. Și de ce să vă spun că merg la biserică? Că nu. Nu. Ar fi ceva de reparat dacă vă uitați în urmă? Ar fi un lucru pe care v-ați întoarce să-l faceți mai bine? Da! Că am făcut și greșeli. Da. Da. Așa. Mă, dacă nu făceam greșeală, eram campion european. Așa. Și o mică greșeală, cât un concurs, așa. Da. Acum, rămânând în zona asta puțin mai emoțională, dacă ar fi să îi transmiteți un mesaj cuiva care nu mai este, acum vă gândiți la cineva... Ce care spune? Nu zboară, care nu mă... Da, 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 nu știu, cineva, nu știu, poate cineva din familia dumneavoastră, unul dintre cei pe care i-ați pierdut pe drum. Ar fi ceva, gândiți-vă acum că ați ajuns aici, sunteți la 88 de ani și bine, sunteți bine. Da, feciorul meu, era în gândul meu să-l fac pilot de linie. Și vă gândiți la el acum? Lui ați transmite ceva? Ce să... S-a dus viața, asta. Ce să-i zic? S-a dus, gata. Altă viață, asta e viața. Dar cum? Da? Adică le duceți pe astea? Da, sigur, așa? Nicio problemă. Asta e viață. Sunteți de fier, așa? Nu plângeți? N-ați plâns? Nu. Nu? Nu. Nu. Vă încăpățânați? Da. Și nu plâng. Bun. Da, mă consum în mine, așa. Dar nu plâng. Da. Asta, ce să? Sunteți de fier? Da. Când ascultați muzică, vă permiteți asta? Plângeți atunci? Nu, mă relaxează muzica. Relaxează, da. Seamănă cu zborul cumva? Cu zborul, da. La spinețe, dar seamănă. Se aude aerul diferit? Că înțeleg că doar frecarea aparatului de aer se aude. Se aude un fâșit așa. Spuneți-mi, când vă întoarceți acasă, înțeleg că un pilot nu uită niciodată, un pilot de planor nu uită niciodată de termica asta. Da. Pentru că termica mișcă mirosul de sărmăluțe de la parterul blocului și îl duce până la etajul 4. Confirm. Da. Vă dau un exemplu. Vă rog. Pe la Rușiora, acolo am zburat peste o pădure de tei. Da. Dom'le, mirosul ăla de tei mi-a invadat cabina. Până la 1000 de metri. Putea fi fermă de vaci și mirosea rahat. Se întâmplă și asta.
Deci asta e termica nenorocită. Asta e, da. Deci ea, asta... ea cu, când pleacă pe vertical în sus, așa, ia da. Și mirosul. Ea... Deci asta e, să ne rugăm la parter să fie vanilie, să fie sarmăluțe, da, să fie ceva bun. Să nu supoți mirosul la prost. Da, dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți un exemplu de erou care a găsit izvorul tinereții da. Veșnice, totuși sunteți și foarte singur, că e dificil să fii la 88 de ani și să mai ai prieteni de vârsta ta. O, dar nici nu prea te înțelegi cu ei, da. Nu prea pilotează, da. Sunt toți pensionari, ați băgat pe toți în pensie. Da. Vă înțelegeți bine că trebuie să aveți prieteni, lumea vă iubește. Da. Ăștia au, ne-au discus filmarea acum, da. Din respect față de dumneavoastră, da. De sănătate inimioară. Am inimioare. O cuștoaică la Constanța. Da? Da. E cu 12 ani mai mică ca mine. Aoleu. Da, și... și și-a medicamentele. Să mai băită la mine, să băită. Că... Sunt și eu bătrână, mami, da. Da, sunt și eu în vârstă, sunt tânătate. Mă mut aici că mur două etaje. Da, are situație foarte bună, nu? Da, sunt băită, mereu să băită. Ce, eu urc trei trepte deodată și am eu... Abia urc după trepte acolo. Dar asta e situația, ce să... Păi da, faceți ceva, luați ceva, mâncați ceva special? Nu, mă mișc. Tot timpul? Tot timpul mă mișc. Păi da, unii se mișcă și înțepenesc la un moment, dar rămân așa. E, nu, nu, fac mișcare. Mă, da? Da. Gimnastică? Și acum, fac. Dar mă plimb, nu. De exemplu, mă duc, când sunt liber, mă duc la obor pe jos, nu iau mașina sau da. Așa, și mă duc pe jos până la obor, metru jumate cam acolo. Bun. Și mă duc pe jos, nu. Cu cărucior? Nu. În cărucior, nu, am glumit. Cu sacoșa, așa, mă duc pe jos și ceapa verde, de unde mâncam ceapa verde? De la partea albă sau de la partea verde? De la partea albă. Da? Nu, niciodată de la aia verde? Continuu cu aia verde. Așa. Da. Dar vi s-a întâmplat vreodată să îndoiți ceapa și să mușcați din amândouă? Nu. Nu? Nu, nu așa. Ceva. Mâncarea e o plăcere pentru dumneavoastră? Da, plăcere să mănânc mâncare bună. Așa? Da. Și dacă vine apocalipsa, ce ați mâncat da. la ultimul Sunt și bucătar, fac și mâncare bună, să știți. Așa, ia spuneți-mi, că și eu sunt bucătar. O tocăniță. Da. Așa. De? Cartofi. Clasic. Și da? Cu carne. Așa, de și... care carne? Dar nu vânați păsări când zburați cu planul? Nu mai agățați o barză să o trageți în cabină? Nu merge, chiar nu merge. Nu? Rațe? Nu. Când intrați într-un stol de rațe sălbatice? Da, se face gaură în avion. Da? Da, da. Și rațele nu merg la înălțimea aia mare așa. Da, să intrați în ele așa, să le atacați? Nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu? Nu. Nici berzele n-au atacat? Pe când faceți asta, vă întâlniți cu berzele, spuneați că vă întâlniți. Da. Cu ulii? Da, cu ulii și berze. Facem? Amândouă, facem disciplinat, ne rotim și urcăm amândoi, berzele și cu ulii împreună. Ne urcăm. Și ulii ne atacă berzele? Nu. Fiecare respect. Cu termica lui. Da, okay. Așa. A, deci sunt pe alte termice ăștia. Da. Fiecare cu termica lui. Prieten, nu știu, aveți prieten, în afară de prietenă, prieteni și în afară de cei de la club. Da. Așa, oameni cu care vorbiți, pentru că faceți parte dintr-o comunitate. Ăștia vă așteaptă cu grătarul încins. Da, acum, am prieteni de la Șirna și prieteni de la Clinceni de aici. Și ajung. Ajung, destui prieteni. Și în rest, cum vă uitați la oameni așa? Adică simțiți care îmbătrânește bine, care nu, care e supraviețuitor? Că sunteți supraviețuitor, sunteți Rambo. Da, Rambo 7, să zice, băi, să Rambo 9. Să zicem. Ce sfaturile dați celor care motivesc acum? Da, să nu fumeze. Așa. O dată. N-am fumat în viața mea. Cred că asta e contează la ceva. Contează? Contează. Așa. Bețiv să nu fii, alcoolist. Deja avem două chestii care distrug viața, distrug practic. Viața. Nu, în sensul că nu sunt. Da. Adică dacă vinul nu fumezi și nu bei, ce să-ți mai bei un par de vin când mănânc o mâncare mai sățioasă. Și așa bei un par de vin, e nemaipom. Dar atât. 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 Bun. Eu am sute de chile de vin în pivnița mea. Nu mai spuneți că vă audă ăștia și vin și vă fură vin. Așa? Dar eu beau cât trebuie vin. Nu să mă îmbăt. Nu, alții până nu bea păi să... știți cum se spune că bem ca animalele, dar
animalele beau exact cât le trebuie. Când dacă ne trebuie un butoiaș, nu? Dacă avem lipsă de... Da. De ținut minte. Emisiunea asta la care v-am invitat se numește Act de siguranță. Da. Actul de siguranță, dacă vă aduceți aminte, era purtat de femei și, în general, da, era un obiect foarte prețuit. Da. Trebuia să ai unul la tine. Da, ai niște chibrituri. Da, 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 chibrituri. Mai reparai. Da, da, da. Un nasture care s-a rupt. Dar îl păstrai pe undeva actul de siguranță. Ați avut? Ați avut? Nu. Nu? Nu. Bun. Da, în fine, e un obiect folositor, da, și un obiect pe care te poți baza. Da, e o armă secretă. Da, da. E la tine atunci când îți trebuie, ai mâncat prea mult, ți s-a rupt nasturele, imediat ai apelat. Da, da. Așa, dar în materie de viață, acul de siguranță, și de asta, de la asta am plecat noi, e acel mic secret care salvează universul când e să sară în aer. Da. Și atunci vă întreb, care pentru viața dumneavoastră și pentru tot ce ați trăit și veți mai trăi și pentru felul în care vedeți lumea, care este acul dumneavoastră de siguranță? Pe ce vă bazați când nu mai merge nimic? Da, mă bazez pe stilul meu de viață. Să așa trăiesc în stilul care mi l-am programat. Așa. Și mi-am ales un stil foarte bun de viață. Așa pare, da. Și care e ăsta? Cum e? Să fiți omul pasăre? Și, da, să-ți placă zborul, să mănânci sănătos, dar eu nu plec de acasă nemâncat. Ochiuri, mâncare și câteodată și ciorbă mândă dimineața. Deci, da, uite ce act de siguranță. Deci, asta e acum de siguranță. Că nici nu știi dacă bei după aia un pahar, da, de vin, da, să ai după ce să-ți, da, revii. Da. Așa, când vă gândiți la liniște, e un sunet care vă place foarte mult? Există ceva? Știți cum e? Când asculți muzică, da, atunci când mângâi fața de pernă, da, când se închide capacul ăsta de la planor, e un sunet care vă place? Ăsta cu pe care scoate planorul când sunteți sus? Da, sunet fâșitul ăsta de la planorului îmi place și trebuie să-l eu zbor după fâșit. Eu chiar dacă nu mă uit la vitezometru, eu știu, dacă am dus fâșit, eu știu ce viteză am la. Și mi-arunc la ochii la viteză și aia e viteza cu care a zbor. Am urechi muzicale, domne. Doar că nu puteți cânta. Nu poți să cântai nimic. Deci fâșietul ăsta e alt act de siguranță, da, asta, da, e cel mai bun. Și acum aveți viteză mare sau viteză mică? Așa în viață, zic. Nu, viteză mică. Viteză mică? Viteză mică. Suntem calculat pe contemplație? Da, da, pe contemplație. Viteză așa mică. Și o mână de marar la sfârșit, da, și așa o mâncărică bună. Vă mulțumesc. La mulți ani. Da, să fiți sănătoși și voi. Așa. Dacă este, unde-i mie geaca? Unde bună? Chiar unde? Asta este emisiunea, ne pare rău. Proastă factură, sunt din Brăila, mai dispar geci. Geci, da, aveam telefonul în ea. Ai găsit-o? Unde ai găsit-o, mă? Sunt curios. Sunt curios. Hai, mă, să ne apucăm de niște treburi mai serioase. Da, nu bătaia asta de joc. Da. Vodafone a prezentat Act de siguranță. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vă iubesc pe toți.